Ultima ședință a Consiliului Local Alba a aprobat alocarea sumei de 2500 de lei pentru ediția 3-a Zilei Naționale a Multiplăților, programată astăzi la Aiud. Sintagma Ziua Națională a Multiplăților și legalitatea acestei zile a fost prilej de încinse dispute verbale între consilierul PDL Oana Badea și mama triplăților din Aiud, Ionela Maria Danciu. Consilierul local Oana Badea, în numele grupului PDL din legislativul aiudian, a avut o obiecție de formă și nu de fond. În momentul acesta, să știu dacă demersul legislativ parlamentar s-a finalizat și Ziua Națională a Multiplăților este un eveniment asumat, național și publicat în monitor oficial la acest moment. În cazul în care nu este așa, obiecția noastră este o obiecție de formă, în sensul în care alocarea banilor pentru un eveniment care nu există. Proiectul de lege privind stabilirea zilei de 4 decembrie ca zi națională a multipleților a trecut de Senat și își așteaptă rândul în Camera Deputaților. Sperăm că se va întâmpla în viitor foarte apropiat, pentru că această inițiativă este în Parlamentul României, este în Senat, unde a și fost acceptată, nu se intre în Camera Deputaților și sper că în următoarea legislatură, cu un parlament mai lucrativ, să devină Ziua Națională a Multipleților. Că acest proiect de lege este adoptat de Senat, începând din data de 21 octombrie, a trecut de Senat, nu a trecut în guvernul precedent, pentru că în momentul în care eu mi-am spus punctul de vedere de cum o duc copiii pensionarii sau salariații, bineînțeles că acel guvern în funcție la momentul respectiv nu era de acord cu propunerea și cu munca mea de 4 ani prin instanțele pe care acel guvern m-a votat. Precizările Ionelei Danciu cu trimitere la fostul guvern au generat un dialog tăios între consilierul Oana Badea și mama tripleților din Aiud. Numai puțin, legea care recunoaște drepturile multipleților s-a dat în prima parte a anului 2009. Din 2009, ce a trebuit să mai luptați pentru legea multipleților și cu ce guvern? Pentru legea multipleților. 2007. Sunteți foarte fericită. Eu vreau să încep să fac și altceva. În afară de a instituționaliza copiii de 5 ani în niște școli care nu și-au rostul prin proiectele dumneavoastră personale, vreau să vă transmit tuturor alt aspect. Cu mândrie vin, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, sunt cetățean de onoare al acestui frumos oraș și de aceea, prin acest omagiu și această simbolistică pe care mie mi s-a oferit, încerc prin acest eveniment pe care îl organizez din 2009 anual, cu sprijinul, bineînțeles, al consilierilor și a primăriei, încerc prin acest simbol care îl țin în mână să transmit faptul că Aiudul nu reprezintă doar închisoarea unde au murit foarte mulți deținuți pe bază politică, care n-au convenit regimului respectiv. Dialogul a degenerat și a scos în evidență controverse mai vechi între cele două doamne. Guvernul cu care v-ați luptat nu a recunoscut drepturile multipleților. În 2009, guvernul Hoc a recunoscut și a dat actul normativ care dădea un drept firesc pentru cei care sunt multipleți, 2, 3, 6, cât sunt, fără nicio problemă. Bătălia dumneavoastră în instanță, ca să lămurim odată subiectele și să nu mai fie subiecte de telenovelă, ulterioară, este legată de dobândirea unor drepturi care nu pot avea caracter retroactiv în actul normativ din 2009. Din nefericire, și mie îmi pare rău pentru asta, a trebuit să mergeți mai departe în instanță pentru a vă dobândi drepturi anterioare lui 2009 pe alte hotărâri în instanță. Dar nu acuzați un guvern care și-a făcut treaba în 2009 și a schimbat o lege greșită și a rezolvat o problemă, că dumneavoastră a trebuit conform legii să vă urmați calea în instanță pentru cauzele anterioare lui 2009. Acest lucru e esențial pentru că restul este poveste legat de subiectul acesta. 2. Cred că sunteți incorrectă, neluând în calcul că am exprimat un punct de vedere legat de forma și nu de fondul proiectului. Și cred că trebuie să fiți mai sensibilă din acest punct de vedere. Cuvântul formă înseamnă ceva, cuvântul fond cu totul și cu totul altceva. 3. Vreau să vă spun că orice proiect care se află în Parlamentul României și n-a parcurs dezbaterea în ambele camere, nu există, doamnă. Nu există.
Pentru că se zice că m-am referit la fond, nu la formă. Și vine atunci, dar fi un atac la persoană și nu se cade. Eu consider, doamna Barbea și domnul și Partidul Democrat Liberal, în mod deosebit mă adresez pentru că sper să nu, ca alte partide să nu mai, să nu mai vină atât de împotriva unui lucru elegant și care se transmite la nivel național, care e un lucru bun și frumos, pentru că dacă vorbim de politică, atunci am eu aici tot felul de variante de folosire a imaginii mele la un eveniment pe care dumneavoastră, fără un contract pro bono și de care imaginea mea vă folosiți și în care persoana dați, vă aduceți aminte de aceste fotografii. De ce căutam la Danciu între profesori? Oare ce îmi cer scuze, nu știu, era o poezie. În final s-a aprobat alocarea sumei de 2500 de lei Zilei Naționale a Multipleților, bani din care se vor cumpăra copiilor prezenți cadouri de Moș Nicolae.